Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Andrei Albait, m-am găsit la episodul cu numărul 32 din UFC 24, împreună cu cariera noastră cu Liverpool, aproape de final. A rămas, după cum vedeți, la meciul contra la cei de la Barcelona, în quarterfinals în UEFA Champions League. Suntem foarte aproape de a câștiga din nou Champions League-ul. Desigur că m-am jucat cu ei tur-retur în acest episod și vom vedea dacă reușim să jucăm și semifinalele. Însă văd că Martinez are roșu, oare de ce are roșu, însă este bine pentru el, pentru oricum este foarte obosit din câte am văzut în episodul anterior. Nu uitați, dacă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez nou. Bine, haideți să vedem ce echipă au cei de la Barcelona. Echipă foarte interesantă: Hakimi, Pavard, Udogi, Chukwueze, Bernardo Silva aparent iese și el acolo. O echipă destul de bună, o echipă de Champions League, însă vom vedea cum se va descurca contra noastră. După cum v-am zis, Lautaro Martinez nu o să intre în acest match. O să intre Messi în acest match. Oricum era foarte obosit, dacă vă uitați aici, e pe 0. E bine, începe meciul contra cei de la Barcelona în quarterfinals. Ăsta este turul. Hai să vedem acum. Alexandru Arnold are viteză, se poate duce singur. Caută pe cineva, centrează până la Bellingham, însă nu ajunge Bellingham la ea. Hai să vedem acum Salah bine acolo, pasă la Messi. Messi continuă. Messi pe stângul, șutează și înscrie, incredibil, what? Mi s-a părut destul de încet șutul, însă cred că a fost foarte bine plasat. Messi reușește să înscrie versus Barcelona, opa. Vedem faza foarte bine acolo, pasă de la Salah, însă și Ceran a făcut Messi aici, trece pe lângă Araujo și foarte bine plasează balonul, încât reușește să înscrie. Foarte bine acolo, pasă la Messi, șutează și înscrie, ce bombă! Messi face dubla în acest episod, foarte bine, ce șut puternic, a spart poarta Barcelonei. Revedem faza foarte bună, pasa la Messi, însă și ce șut, 0.23 expected goals, un șut foarte puternic, dar și bine plasat de la Messi. Haideți să vedem din nou Messi, pasa de la Bellingham, Messi trece foarte bine, trece mai departe, haideți să vedem, oare pe stângul, șutează și golazo, reușește hat-trick-ul în minutul 43, Messi reușește să înscrie 3 goluri contra cei de la Barcelona, echipa lui veche de suflet. Vedem faza foarte bine acolo, pleacă Ancara Messi, șutează și golazo, face hat-trick-ul în acest match. E bine, pentru că am înscris 3 goluri în prima repriză, o să-i dăm un jump to sim sau sim to end și să vedem ce reușește echipa să facă. Haideți să vedem și reușește să-i bate Messi, aparent rămâne cu cele 3 goluri, nu mai înscrie niciun gol, însă nici cei de la Barcelona nu mai înscrie niciun gol. Bine, următorul meci este contra cei de la West Ham, însă acest meci îl vom simula desigur. Și se pare că Lautaro Martinez ce a revenit are din nou puterea lui să joace. O să-i dăm desigur un quick sim și haide să vedem ce reușim până la urmă. Bellingham, Lautaro și Salah marchează pentru noi și Abel Ruiz pentru West Ham. E bine, și vine returul contra cei de la Barcelona pe Anfield, pe stadionul nostru. Valor nu s-a schimbat, este foarte bună, însă am reușit să-i batem 3-0 datorită lui Messi, meciul anterior. Însă meciul acesta se pare că Bellingham este obosit, nicio problemă pentru că avem aici pe Enzo Fernandez, însă și Lautaro pare puțin obosit, așa că îl vom băga pe Messi prima repriză, iar după aia va intra Martinez în caz că nu le dăm iar 3-0. Bine, ce meciul, haideți să vedem ce să facem contra cei de la Barcelona în returul quarterfinals în Champions League. Bine acolo, Vini trece foarte bine, însă nu reușește până la urmă, șutează însă pe lângă poartă. Ocazie foarte bună pentru Barcelona, haideți să vedem acum. Bernardo Silva la Ferran Torres, trece bine, șutează însă, Alisson iese pe minge și reușește să o apere. Corner pentru cei de la Barcelona, haideți să vedem ce va reuși să facă, pasează la Chukwueze. Chukwueze trece foarte bine, pasă la Pedri, pasă bun acolo însă îl oprim. Ocazie din nou foarte bună pentru Barcelona. Dar reușește acolo să oprească pe acel balon. Hai să fac acum pe Messi. Messi foarte bine acolo la balon. Trece mai departe, șutează, însă nu reușește să marcheze. Bun, acolo Salah. Haideți să vedem Salah la balon. Șutează, însă apără acolo. Ter Stegen foarte bine apără. Corner pentru noi, haideți să vedem. Centrare bună la Konate. Konate cu o farfecă însă pe lângă poartă. Bună ocazie pentru Barcelona. Haideți să vedem acum Barcelona. Șutează, însă ce șut slab. Nu reușește să marcheze. Ocazie pentru Barcelona, bine acolo, întoarce, șutează însă în blocaj. Ocazie din nou, haideți să vedem, șutează însă din nou în blocaj. Din nou ocazie, șutează însă, data asta apără Alisson. Lovitură liberă pentru Barcelona, haideți să vedem acum dacă va reuși ceva. Se pare că șutează, însă șutează mult peste poartă. Bine acolo, pasa la Vini, haideți să vedem. Vini la balon,
Vine la balon, nu reușește și a fost și pe verde. Hai să acum centrare la Konaté. Ce reușește Konaté să facă? Incredibil Konaté. Konaté reușește o semifarfecă sau farfecă, cum vreți să o numiți. Direct în poarta, direct în poarta adversarilor. Dintre toți jucătorii, Konaté se trezește și înscrie în acest meci. Foarte bună centrare de la Martinez, însă și ce farfecă. N-are cum să ai, efectiv, n-are cum. Pe lângă jucător, uitați cum a dat-o. A dat-o efectiv pe lângă jucător. Mai avea puțin de cu piciorul în cap. Reușim să scriem acolo. Facem 1-0 în acest meci. 1-0 se termină meciul. Reușim acolo să câștigăm și acest meci. Însă deja aveam 3 goluri date. Deci na. Și dacă se termină meciul 0-0, tot câștigam. Trecem mai departe în UEFA Champions League. Trecem în semifinale. Bine, în semifinale se pare că vom juca contra cei de la RB Leipzig. Și în final este posibil să jucăm ori cu PSG, ori cu Real Madrid. Foarte interesant, o finală foarte frumoasă. E bine, însă următorul meci este în Emirates FA Cup, în semifinale, atenție, în semifinale, contra cei de la Chelsea. O echipă destul de bună, foarte, foarte bună, cu mult potențial, care se sigur că are niște jucători foarte buni. Însă echipa noastră cred că este mai bună. Bellingham însă are roșu. O să joace tot la fel, o să joace Enzo Fernandez. Haideți să intrăm în meci și să vedem ce reușim să facem contra cei de la Chelsea. E bine, începe meciul, semifinala din Emirates Cup contra cei de la Chelsea. Haideți să vedem dacă putem să trecem mai departe și în final să câștigăm trofeul. Bine acolo, Vini șutează, însă este apărat șutul. Bine acolo, combinația de pase, se pasă la Martinez. Haideți să vedem acum Martinez, aolo. Recuperăm însă, haideți să vedem. Foarte bună concentrarea, foarte bine și finalizarea. Ce reușește Martinez să facă pentru Liverpool? Reușește incredibilul să facă. Cum reușește să le dea, nu pot să înțeleg. Este un pitic când se dă asemenea goluri. Ce voleu, ce semifarfecă, nu știu cum vreți să o numiți. O minunăție de gol. Revedem faza foarte bine acolo, recuperează Salah. Centrarea foarte bună la Martinez. Și Martinez, uitați-vă și voi cum se aruncă. Bară gol direct în plasa adversarilor. Reușește să-l scrie și marchează primul gol din acest meci. Foarte bine acolo Martinez. Reușește să treacă, șutează și golazo. Golazo 2-0. Reușește să facem 2-0 contra cei de la Chelsea. Lautaro Martinez cu dubla. Revedem faza foarte bine acolo, pasa de la Salah. Martinez oprea foarte bine, puțin prelungire acolo și un șut perfect, o bombă din fața porții. Ok, foarte bună pasa. Haideți să vedem dacă reușește să facă ceva. Pasează de nou, șutează, însă reușește acolo Alisson să o apere. Corner foarte bun pentru cea Chelsea. Chelsea au șansa să marcheze acum. Haideți să vedem, șutează, însă apără din nou Alisson. Ocazie pentru Chelsea, haideți să vedem un corner. Foarte bine acolo, recuperează Madueke. Haideți să vedem șutul lui Madueke. Reușește acolo Alisson să-l prindă. A plecat, vine acolo, haideți să vedem. Foarte bine, pe verde, nu s-a, na. Foarte bine acolo, Musiala trece foarte bine. Hai să vedem acum Musiala reușește să marcheze. Musiala, un jucător foarte, foarte bun, face 3-0 în minutul 54. Revedem faza foarte bine acolo, a plecat Musiala numărul 10 și cu o bombă din afara cărului. 0,21 expected goals, nu înțeleg ce a făcut portarul, însă contează doar că am scris. Încă o ocazie aici pentru Lautaro Martinez, haideți să vedem acum Lautaro Martinez. Nu reușește, ok, mi-am puținit acolo suflarea puțin, însă foarte bine apar acolo portarul. E bine, este 3-0, minutul 62, așa că haide să-i dăm un sim to end și să vedem ce reușește să facă echipa noastră. Și reușim să câștigăm. Se pare că Evan Ilson marchează pentru Chelsea, însă noi nu mai marcăm niciun gol. Bine, următorul meci este contra cei de la Fulham. Un meci destul ușor, așa că haide să-l simulăm rapid. Echipa noastră este obosită, însă cred că va fi destul ok. Dăm quick sim și reușim acolo să câștigăm. Musiala marchează dubla și Fulham un gol. E bine, următorul meci este foarte interesant. Jucăm contra acelea Manchester United, care în momentul de față sunt pe locul 6. Ok, dar trebuie destul de mult un win pentru a ajunge măcar pe 5 sau cine știe pe 4 în viitor. Însă, din păcate, ne au pe noi adversar. Aceasta este echipa lor, echipă destul de ciudată. Adică nu mai recunosc Manchester United. Se pare că sunt într-o fază de rebuild a echipei. Portarul nu știu cine, fundașii nu îi știu, fundașii central. Mijlocul ăla nu arată destul de strălucit, atacul ce mai arată ok, însă da, destul de greu. Dăm un quick sim și haideți să vedem ce reușim să facem. Și ok, nu reușim. Aparent am zis eu că nu sunt bun, dar ne luăm primul lose în Premier League de la Manchester United. 2-1, ne bat. Se pare că Bruno... ok, puteam să ne luăm 3-1. Bruno Fernandes ratează, însă Sancho înscrie, De Bast înscrie, Vini scrie pentru noi. E bine, nu este nicio problemă pentru că de data să jucăm semifinale contra cei de la Leipzig. Echipa lor este foarte bună, Dani Olmo, Xavier, Werner, Raspadori, Unai Simon în poartă, Garcia, vedem că este acolo în stânga, Jimenez și Van Bissaka. O echipă destul de strălucită, însă
nu știu dacă se va descurca contra la echipa noastră, pentru că este destul de în formă, echipa noastră este pregătită pentru orice meci. Vedem acolo pe Vini, care a ajuns la 96 overall, overall foarte, foarte mare. Bine, ce meciul contra cei de la RB Leipzig în Champions League, semifinală de Champions League. Foarte bine acolo la Vini. Vini, trece mai departe, șutează, boară, incredibil, la început de meci, n-am început bine. Hai să fac acum din nou Vini, din nou Vini, cu schemele lui, Vini, aolo, cel mai prost run. Adică run a fost bun, dar finalizarea a fost cea mai prost, din cauza că am încercat să dau pe verde, da, nu mai încerc. Oh, ce fault agresiv faci acolo, nu te cred că e roșu, nu e roșu. Nu pot să cred e roșu. Nu pot să cred e roșu pentru Teo Hernandez. Ok. Ok. Da, un fault destul de grav însă roșu. Ok. Se pare că nu va fi în returul contra cei de la Leipzig. Însă bine că nu lipsește din finală. Haideți să vedem ocazia pentru Leipzig. Haideți să vedem ce va reuși să facă. Și se pare că iese pasă. Șut foarte puternic însă pe lângă poartă. Ok, se sperăm că ne vom descurca fără un left back. Ok, nu ne descurcăm. Nu ne descurcăm. N-avem destui... fundaș, ok, bară. Ne-a salvat acolo bara. Pasă foarte bună la Martinez. Haideți să vedem. Martinez, pasă bună la Soboslai, care reușește acolo să înscrie. Foarte bine, l-am văzut acolo pe Soboslai. Și Soboslai nu ratează. Face 1-0 minutul 21 și înscrie primul gol din acest meci. Revedem faza foarte bună acolo, pasă de la Salah la Martinez. Martinez vede foarte bine acolo pe Soboslai urcat și Soboslai finalizează perfect. Ok, să ne apărăm, o să fie destul de greu, însă avem niște fundași foarte buni. Așa că sper să nu fie destul de greu. Ok, este destul de greu. Nu, no, Werner. Ok, șut este slab. Ok, ok, nu înțeleg ce fac. Nu înțeleg ce fac. Bine, acolo, De Ligt. Bine, mă. Nu, pasa este greșită. Ok, bun. Bun, bine, Alisson, bine. Corner pentru Leipzig. Haideți să vedem. Leipzig, foarte bine acolo, însă... Nu, ok, nu reușește până la urmă. Oh, nu înțeleg ce fac ai mei. Ce fac ai mei, mă? Corner din nou pentru Leipzig. Deși nu trebuia. Hai să vedem. Cetare bună la Raspadori, însă nu ajungem. Vine acolo, vine. Hai, du-te că ai viteză. Du-te că ai viteză. Continuă. Și Vinicius. Vinicius reușește cu o bombă. Nu mă așteptam altceva decât două bombă din fața porții, aproape de vinclu. Reușește 2-0 în acest meci. Foarte bine acolo pleacă. Are viteza lui. N-are cine să-l oprească. Dar 16 metri distanță, o bubuie din fața porții. N-are nicio șansă, poate. Nicio șansă n-a avut. Mai bine mai era în poartă. Ce fault acolo. Hai să vedem. Îi dă un galben lui. De ce nu dai un roșu? Trece acolo. Bine, pasa este bună. Șutează însu. Alisson este pe ea. Alisson este prea zeu, mă, meciul ăsta. Prea zeu. Hai să vedem acum corner. Foarte bună, însă nu reușește. Șase importantă, însă nu reușește să șuteze în același timp. Foarte bine scăpăm acolo. Foarte bine acolo Bellingham. Trece bine, pasă la Vini. Vini reușește să treacă. Șut destul de bun, însă pe lângă poartă. Bine acolo, pasă la Soboslai. Să vedem acum. Soboslai reușește. Mamă, ce plasare a mingii. Wow, a plasat-o fix acolo în colț. Fix acolo a avut, acolo a plasat-o. Soboslai reușește să facă 3-0 în acest match, minutul 51. Cred că ceva de genul, foarte bine. Un trivela destul de bun. Hai să vedem acolo, pasa foarte bună la Vini, de la Vini. Foarte bine acolo la Soboslai. Soboslai cu un trivela reușește să bată portarul. Ok, n-a fost fix pe colț, însă a fost destul de bine plasat. Pasa foarte bună, hai să vedem acum dacă putem să ne apărăm. Ce treabă bună, însă respingem foarte bine acolo. Foarte bine urcă acolo Soboslai. Haideți să vedem, Soboslai continuă. Soboslai șutează, însă nu reușește să înscrie. Haideți să vedem un corner foarte bine acolo, Konate. Konate nu reușește să înscrie. Șansă foarte bună acolo pentru Leipzig. Haideți să vedem, șut foarte bun, însă apar acolo Alisson, fără nicio problemă. Este corner pentru Leipzig. Haideți să vedem dacă va reuși ceva. Nu cred, nu reușește. Șansă din nou foarte bună. Haideți să vedem acolo, șutează, însă este în blocaj. Bine acolo Musiala, trece foarte bine. Pasă la Soboslai, haideți să vedem. Soboslai nu reușește, însă păstrează balonul. Pasă la Martinez și Martinez peste poartă. Bine acolo, trece foarte bine acolo Soboslai, haideți să vedem. Soboslai nu reușește. E bine, noi o să-i dăm repede un jump to, nu, sim to end. Și haideți să vedem ce reușim să facem. Și... ok, se pare că Martinelli marchează pentru RB Leipzig, însă noi câștigăm tot atât meciul. E bine, într-un meci este contra cei de la Norwich în Premier League, așa că haideți să-mi simulăm rapid. Vom da desigur un quick sim și reușim să-i batem Lautaro, se pare că ratează penalty. De Ligt marchează și Lautaro în minutul 17. E bine, vine și returul în Champions League contra cei de la RB Leipzig. Haideți să vedem ce vom reuși să facem în returul semifinalei Champions League. Echipă foarte bună, însă Teo Hernandez, ce face acolo Teo?
Hernandez este pe roșu, însă da, să-l vedem aici pe Luke Shaw pentru rezerva lui Theo Hernandez. Ok, și începe meciul contra cei de la RB Leipzig și ce-mi place kitul lor, chiar arată foarte bine kitul lor. Da, Luke Shaw clar nu este Theo Hernandez, însă te poate ajuta cât de cât acolo. Oh, ce bine trece acolo, foarte bine acolo, las... Da, nu mai numeram. Vreau să-i sobox la însă era Martinez, da. Mereu am chestia asta, nu pot să vorbesc și să joc în același timp, însă, na, reușim să scriem încă un gol, se face 4-1 la general, Lautaro Martinez marchează. Revedem faza, pasă de la Szoboszlai la Martinez și Martinez acolo reușește, nici nu eram sigur dacă mi-a luat mingea acolo sau nu. Deci, na, hai să fac acum Musiala foarte bine acolo, a înaintat, pasă la Szoboszlai la Martinez și Martinez este blocat acolo. Ce bine trece Werner, să-l blocăm, se pare că este fault oricum. Bine acolo, trece Martinez, foarte rapid Martinez, cel mai rapid Martinez. Haideți să vedem acum Martinez. Aoleu. Nu mai cer, deci mereu încerc pe verde. Îmi place să dau pe verde, dar degeaba. Foarte bună pasă acolo la Van Bissaka, însă De Ligt este acolo. Ce foul periculos acolo am dat noi, însă. Haideți să vedem acum atacul. Ok, este oprit de Lușo. Ocazie bună pentru Leipzig. Haideți să vedem acolo un șut bun, însă este apărat. Bine acolo, Lautaro, a plecat Lautaro. Reușește să-l întoarcă pe acel jucător. Bine și cu acest jucător, însă este blocat șutul. Haideți să vedem acum o ocazie foarte bună pentru Leipzig. Pasa este bună la Van Bissaka, însă pasa la Van Bissaka nu este bună. Bine acolo, ce centrare bună, însă nu reușește. Vine din nou, însă Musiala nu reușește să înscrie. Musiala acolo, haideți să vedem la... ok, cine era la Szoboszlai? Nu. Ce pasă bună. Haideți să vedem. Leipzig are ocazia acum, însă degeaba. Nu reușesc acești ce jucători să-mi scrie. Bine acolo, la Martinez. Este un gol de viață, însă este un gol. Reușește acolo Martinez să înscrie în acest match. Nu știu dacă am scris dubla, dar reușește acum. Foarte bine acolo, centrare de la Bellingham. Însă, na, șutul nu mine este cine știe ce, însă este un gol. E bine, este 5-1 la general. Nu au cum să ne mai toarcă, așa că haide să-i dăm un sim to end și să vedem ce se întâmplă până la final. Și... reușim să mai dăm încă un gol, Vini mă marchează peste 2 minute, încă un gol și reușim să-i batem 3-0 în acest match și 6-1 la general. E bine, și se pare că vom juca în finală contra cei de la Real Madrid, regii Champions League-ului. Ok, va fi un match foarte interesant, Liverpool contra cei de la Real Madrid. PSG se pare că pierde cu 3-1 la general. E bine, următorul match este contra cei de la Brentford, însă match acesta îl vom juca în episodul următor și episodul următor cred că va fi și ultimul din această carieră, însă asta este până la urmă să se termine. Nu uitați acolo să apăsați acolo butonul ăla să strângem cât mai multe like-uri pentru a vedea că vă place cariera noastră și episoadele noastre pe care le postăm cu Ultimate Team sau cu Career Mode. Să vă abonați ca să nu uitați ca să vă știu creșterea canalului și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez eu nou. Eu am fost Andrei Albait, pa, 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 pa.